Superliga vă este oferită de Superbet. Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță, avem imagini în direct de pe Arena Francisc Neumann. Vom urmări împreună o confruntare extrem de interesantă și aș spune chiar decisivă în lupta asta nebună pentru locul 6 la finalul sezonului regulat. UTA Petrolul, echipe separate în acest moment de un singur punct, așadar dacă va exista o câștigătoare astăzi, e o opțiune serioasă pentru acea poziție cu trei etape înainte de finalul stagiunii regulate. Iată cum arată echipa gazdă cu Iacob în poartă, Căpușă, Stolnic, Benga și Diogo Rodriguez în defensivă, Marcelo de Freitas, Cristi Mihai și Fabri la mijloc, Omondi, Lucasen și Claudiu Mikovski, tridentul ofensiv. Lipsește Ibrahima Conte, cel care a luat trei etape de suspendare după faultul, după eliminarea directă din partida cu FC Botoșani a Rădenilor de aici, de la Arad. Petrolul cu câteva absențe notabile, mai ales în defensivă, lipsesc de acolo două piese importante, Pap și Myers, de asemenea Dio Mandei este și el suspendat și astfel Florin Pârvu trebuie să schimbe așezarea echipei sale, trece la un 4-3-3 aparent cu Zima în poartă, apoi Dumitriu, Garutiș, Huja și Țicu în defensivă, la mijloc Hanca, rolul lui Ișfan. Hanca mai departe, curge bine atacul și este primul șut periculos la poartă. Excelent a curs această fază până la finalizare. Șutul n-a fost chiar atât de rău. Berisha încearcă să trimită cu efect. Doar eu am impresia sau mingea cred că a atins și bara aia sau... Nu pot să-mi dau seama sincer. Fotbalist foarte disciplinat tactic. Hanca, foarte bine, vine Ișfan, pătrunde Ișfan cu șpițul. A dat cu șpițul acolo. Mingea a căpătat efect invers. Iată, în doar 3 jucători Petrolul creează probleme. Foarte ușor a pătruns Ișfan. Poate puțin de neînțeles această finalizare, dar adevărul e că dacă dădea cu latul, cred că era blocat de Benga. Omondi mai caută odată poarta, parada lui Zima. Parcă m-a auzit Omondi, ce execuție frumoasă și de la o distanță destul de mare, de pe loc, parada frumoasă a lui Zima. Omondi direct spre poartă, Zima scoate, dar Marcelo împinge mingea în poartă în prelungirile primei reprize. UTA deschide scorul. Înscrie Marcelo Freitas. Foarte bună centrare, foarte periculoasă. Foarte greu de gestionat. Zima respinge lateral, nu poate face mai mult. Mi se pare că Țicu are o problemă aici în primul rând. Nu urmărește faza. În schimb, Marcelo urmărește foarte bine. Zima face tot ce poate face un portar la o astfel de centrare. Dar Țicu rămâne pe loc. Să vedem totuși, protestează. Bună poziția lui Grozav, oh, ce șut bun prinde Gicu Grozav. Încep să apară și ocaziile la poarta Arădenilor. Trare însă destul de modestă, recuperarea lui Bratu, urmează șutul lui Bratu, scoate Iacob. A treia parada portarului Arădenilor. Șuturi bune de la distanță ale Petrolului, dar parcă se simte nevoia de un plus, mai mult decât atât, pare să nu fie suficient.
Șutează Morar, mingea ricoșează la Rodriguez, vine centrarea și ce ratare! Ce gol ar fi fost pentru Andrei David! Cred că a vrut să paste și mijlocaș și central la recuperare, în rest toată lumea se duce în careu, centrarea la care iese Iacob, Birobiso pe spate, Berisha și apoi Stolnic scoate de la rădăcina barei. Ce final! Uta este în corzi. Centrare cu efect exterior, scoate Murar, Iuru, ce șut bun! Ce șut bun și al lui Iuru, fără preluare, superb!